Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți 23 februarie. Și acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, interesant. Hai să vedem. Pe situația de dragoste a ieșit 4 de bâte. În acest set de tarot, 4 de bâte ne aduce aminte să nu sacrificăm calitatea pentru cantitate. Și în contextul de dragoste, mesajul ar fi: asigurați-vă că timpul pe care îl petreceți alături de partenerul sau partenera voastră este și timp de calitate. Pentru că dacă stați împreună în aceeași casă, să zicem că lucrați de acasă amândoi și stați 24 de ore pe zi împreună în aceeași casă, dar 23 din acele 24 de ore fiecare stă cu nasul în propriu laptop, în tabletă, în calculator, în televizor și de fapt timpul petrecut împreună nu este unul de calitate, atunci care este sensul, care este rolul? Că puteți la fel de bine să fiți fiecare într-o casă diferită, într-o localitate diferită, într-o țară diferită, dacă atunci când sunteți împreună tot nu comunicați, nu vă cunoașteți mai bine unul pe altul. Și acest lucru poate să fie transpus și în alte exemple din viața de cuplu, în care datorită lipsei de timp, datorită oboselii, datorită stresului de la lucru sau din alte aspecte ale vieții voastre, faceți rabat la calitatea efortului, a timpului investit în relația voastră. Aici 4 de bâte vă aduce aminte că puteți să aveți relația ideală, puteți să fiți foarte fericiți în acest cuplu în care sunteți, dar această fericire, acest model ideal de cuplu perfect pe care îl aveți voi în minte, nu se întâmplă așa doar fiindcă vi-l doriți. Necesită muncă, necesită efort, dedicare. Nu faceți rabat la calitate, în orice ar fi legat de partenerul sau partenera voastră. Și atunci când îi dați un cadou, nu lăsați constrângerile financiare să stea în calea voastră. Și aici nu vorbesc de cadouri scumpe, adică nu contează neapărat câți bani alocați pentru acel mic cadou, acea mică atenție care o faceți iubitei sau iubitului vostru, ci contează atenția, calitatea emoțională pe care o dați acelui cadou, atenția pe care o dați în alegerea cadoului perfect pentru partenerul sau partenera voastră. Și cum puteți să știți exact care e cadoul perfect chiar și cu un buget redus? Stând de vorbă cu partenerul sau partenera voastră, cunoscând persoana de lângă voi. Partea bună e că această cunoaștere, tot acest proces de sudare a relației, e gratis. Trebuie doar să vorbiți, să comunicați, să fiți atenți, să ascultați și răspunsurile o să fie acolo în fața voastră. Nu faceți rabat la calitate, pentru că o să vă coste. Și dacă acest turn, aceste 4 bâte nu sunt înfipte pe teren solid, totul o să se destrame. Hai să vedem pe partea de sănătate, avem aici carul, fetonul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. În astrologie, racul guvernează la nivelul organismului uman toată cavitatea toracică și organele dinăuntru. Prin urmare, aveți grijă astăzi dacă vă știți cu probleme cardiace. Fiți atenți, nu uitați să vă luați medicamentele, nu vă stresați, nu vă enervați, nu vă îngrijorați. Aveți grijă de sănătatea voastră. Pentru toți ceilalți, această carte indică un nou traseu, o nouă traiectorie, o nouă strategie în sănătatea voastră. Un tratament sau o terapie care poate să dea rezultate foarte rapide, foarte pozitive pentru voi, dar care în același timp necesită o schimbare de direcție. Necesită să faceți lucrurile altfel, să mâncați altfel, să dormiți altfel, să faceți sport altfel, să schimbați ceva radical în viața voastră. Partea pozitivă este că, dacă sunteți dispuși să faceți acest efort, rezultatele o să vină aproape instantaneu. Foarte rapid, pentru că această arcană majoră este o carte de foarte multă viteză. Odată ce lucrurile se pun în mișcare, ele se desfășoară foarte rapid. Trebuie doar să aveți curajul să puneți lucrurile în mișcare. Mesaj foarte frumos pe partea de sănătate.
Și acum hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Avem aici Doiul de monede. Această carte a mai ieșit odată, doar că era pe partea de sănătate și acum este aici pe partea de bani, carieră, situație financiară. După cum v-am mai zis și atunci, Doiul de monede este o carte care cere de la voi să ajungeți la un echilibru în viața voastră. Și atunci când vine aici pe partea financiară, Doiul de monede trage niște semnale de alarmă. E posibil să cheltuiți prea mulți bani, nu puneți destul deoparte, aveți un stil de viață care nu e în concordanță cu finanțele voastre, cu câștigurile voastre. Aveți grijă, fiți precauți. Excesele nu sunt indicate aici, nici într-o direcție, nici în cealaltă. Adică nici să aveți un stil de viață deasupra posibilităților voastre financiare, dar nici să petreceți prea mult timp la locul de muncă și să nu apucați să vă bucurați de câștigurile voastre financiare. Echilibrul trebuie găsit undeva la mijloc. Gândiți-vă foarte atent de ce depuneți tot acest efort la lucru, în carieră, în afaceri. Doar de dragul banilor, doar să știți că aveți acolo bani în cont? Sau vreți ca acești bani, această stabilitate financiară să vă ofere un nivel de trai mai bun? Găsiți echilibru, găsiți linia de mijloc. Cu Doiul de monede, de asemenea, e foarte important în afaceri să nu amânați lucrurile, faceți totul la timpul lor, semnați acel contract dacă trebuie semnat, angajați acea persoană care lipsește din echipa voastră, reparați ce e de reparat în locuință, la mașină, la toate bunurile astea ale voastre fixe. Nu lăsați lucrurile să se adune, pentru că și acest lucru, toate taskurile nefăcute, toate lucrurile neterminate, nefinalizate, creează în sine un dezechilibru. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Hai să vedem mesajul pentru astăzi. Am întotdeauna libertatea de a alege. Aleg să cred că e ușor de schimbat un gând sau un șablon. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!